Salutare! Salutare! Puh, mi se limbă plimba în gură. Începem episodul de astăzi. Ați văzut că, după cerințele voastre, și așa cum le respectăm noi, venim cu un mic tutorial pentru plăci de sunet. Nu de altceva, dar toată lumea a zis, doi, chiar merită să-mi iau o placă de sunet. Placa mea de bază are o placă de sunet 7.1. Merită să pun o placă de sunet pe placa mea de bază? E mai bună? Cum se aude? Ce se întâmplă? Ce se fac? Păi, de asta și facem episodul de astăzi, pentru că l-ați cerut voi, dar o să-l împărțim în două. Acum sperăm că nu se supără absolut nimeni. O să fie un scurt ghid pentru cei care sunt la început și vor să facă trecerea asta de la placa de sunet de pe placa de bază la o placă de sunet normală, și săptămâna viitoare o să facem un episod un pic mai detaliat, sperăm noi să nu supărăm pe foarte multă lume, despre plăcile audio semi-profesioniste. Așa, da, amatori semi-profesioniste. Vom schimba un pic și formatul episodului, adică vom începe direct cu subiectul episodului, vom trece la predicat și terminăm cu complementul. N-ați înțeles. Predicatul înseamnă un scurt review unboxing la un produs pe care ni l-au pus la dispoziție ai noștri furnizori și la sfârșit de tot întrebări și răspunsuri. Adică voi puneți întrebări, noi vă răspundem vouă. Simplu, nu? Tot de astăzi este de spus că ne puteți urmări și pe Twitter, adică puteți să puneți acolo pe Twitter întrebări și noi vă răspundem cât de repede putem, adică, nu știu, 5 minute, 10 minute. Și suntem așa, Pisighereș TV, pe Twitter, atât. Dați Pisighereș TV, follow și puneți întrebările pe care vreți să le puneți. Tot acolo o să uploadăm și link-ul cu episodul de vineri sau episodul de marți, așa că fiți pe fază, fiți acolo, fiți primii. Și hai să ne întoarcem la episodul de astăzi. Deci, plăci audio. Eu nu am fost intrigat atunci când a fost întrebat prima oară. Dom'le, eu ce părere ai? Eu să-mi pun placă audio separat? Mi s-a părut o întrebare un pic cam ciudată. Sincer să fiu, pentru că mă așteptam ca producătorii de plăci de bază să vină cu o placă de sunet nemai pomenită, nemai întâlnită și așa mai departe. După care am început să citesc ușor-ușor pe internet cum stă treaba cu plăcile astea audio de pe plăcile de bază și cum se treaba cu plăcile audio de pe PPC Express sau PPC normal. Și nu în ultimul rând pe USB pentru laptopuri. Și nu numai. Ideea e în felul următor. Plăcile de sunet de pe plăcile de bază prin componentele de pe plăcile de bază este foarte posibil să aibă foarte multe interferențe. Pentru o ureche care nu cunoaște așa ceva, este insesizabil. Dar este sesizabil în momentul în care treceți de la placa de sunet de pe placa de bază la o placă de sunet PPC sau PPC Express. Aceste interferențe date de condensator, de tranzistor, de mai știu eu ce există pe placa de bază, vor dispărea în totalitate. Asta odată, cât și zgomotul de fond, dar acest zgomot de fond îl puteți observa diminuându-se numai în momentul în care faceți trecerea de la placa de sunet de pe placa de bază la o placă de sunet PPC Express sau PPC normal. Am văzut zeci de discuții pe internet precum ăla ar recomanda cutare placă de sunet pentru Cutărescu și așa mai departe. În primul și în primul rând trebuie să citiți foarte, foarte atenți review-urile care sunt făcute afară și chiar dacă nu înțelegeți și afară și la noi pe Maghere sunt câteva review-uri la plăci de sunet și chiar dacă nu le înțelegeți, puneți întrebările acolo și veți fi lămuriți ce anume trebuie să... ce se potrivește la sistemul vostru audio de acasă. Foarte mulți dintre cei care scriu pe forumul scriu, domne, am un sistem nu high-end, nu este nemai întâlnit. Ce placă de sunet m-ar, să zicem, m-ar coafa și pe mine, da? Astfel încât să nu am zgomotul de fond pe care mi-l dă placa de bază sau diversele interferențe, pentru că se aud și cei care, am spus-o și la început, cei care fac schimbarea între aceste două tipuri de plăci, la un moment dat o să zică, domne, câtă dreptate au avut ăștia, ia uite ce bine se aude acum flacul ăsta. Da, într-adevăr, o să zicem așa, am zis noi clasificare, nu știu dacă e ok clasificare, mai degrabă un ghid
pentru cum să vă alegeți voi plăcie de sunet. Și aici vorbim numai pentru începători și, hai să zicem, amatori. Săptămâna viitoare am zis că o să aprofundăm un pic subiectul și o să venim și pentru un episod și pentru semi-profesioniști sau, da, e bine zis semi-profesioniști, că nici noi nu suntem profesioniști, adică, nu, pe chestia asta, adică dacă vine unul și spune, doamne, vezi că ai greșit acolo, noi nu o să fim absurzi și o să zicem, de unde știi tu, prietene? Știm noi mai bine. Nu suntem chiar așa de absurzi, adică, am intrat, am verificat, da, ai dreptate, ne cerem scuze, asta e, hai, ce să mai încolșim cu așa? Bun, și o să zicem așa. Pentru cei care sunt la început de drum și vor să facă această schimbare pe care am tot omorât-o în tot episodul ăsta, zicem așa, aveți laptop, da? Și nu vă place cum sună pe nebunia de placă audio. Păi, nu e nimic mai simplu. Luați-vă o placă audio pe USB. Este cea mai bună alegere. Eu vă garantez. Colegul meu, Soloise, zice, bă, fiți-ar plăcinta naibii să-ți fie, într-una. Și până nu am făcut trecerea de la placa de sunet la, nu o placă profesionistă sau semi-profesionistă, o placă normală de sunet pe USB, am zis, hai bă, ce știi tu? În momentul în care am făcut schimbarea, mi-am dat seama că are perfectă dreptate. Și acum, știu că foarte mulți dintre voi poate preferați o anumită calitate a muzicii sau sunetului și la servicii. În cazul acesta, vă recomand din tot sufletul, dacă vreți să faceți schimbarea de la placa de sunet, de pe placa de bază la placa de sunet separată, să vă luați o placă de sunet cu două canale, adică 2.0. Aceasta, în general, fiind pe PCI normal. Nici nu știu dacă se vor mai găsi pentru o perioadă foarte lungă de timp, s-ar putea într-o perioadă foarte scurtă să rămânem numai pe 5.1 și 7.1 canale, respectiv PCI Express, ca și interfață. Și aici avem o problemă. La plăcile de sunet pe 5.1 canale, eu vă recomand să vă luați pe PCI. Sunt plăci de sunet pentru amatori, pentru începători, să zicem, nu pentru amatori. Pentru începători, pentru cei care vor să facă trecerea de care tot pomenim de la începutul acestui episod. Eu sunt plăci de la producători, sunt foarte bune, găsiți și de la Asus, găsiți și de la Creative, deci se pot găsi și puteți să faceți această trecere. De ce așa? Pentru că pe partea cealaltă cu PCI Express aveți un pic de săpat. Acolo trebuie să aflați mai multe detalii despre placa de sunet, în cazul în care doriți să aveți o fidelitate ieșită din comun. Lăsăm decât atâta, atât pe parte de audio, cât și de filme, cât și de jocuri. Gamerii știu ce vorbesc și au făcut și ei trecerea la un moment dat de la placa de sunet de pe placa de bază la o placă de, placă de sunet pe PCI Express cu alimentare separată de 12V și au simțit dintr-o dată altceva, atât în RTS-uri, MMO-uri, FPS-uri și așa mai departe. Sau de zgomotul cu totul și cu totul altfel. De ce? Pentru că e foarte... Da, exact, mi-a făcut așa, am zis că am capul mare. Nu, este vorba de sunetul de tip surround. Deci simți că ești în mijlocul acțiunii, simți că se întâmplă ceva atât în față cât și în spate. Și nu ai niciun zgomot de fond. Asta e cel mai important lucru. Totul este în urechile tale, ca să zic așa. Și aici zicea colegul Solos, bă, nu uita să spui de plăcile de sunet, cele cu amplificator. Cele cu amplificator. Păi da, aici e un pic de vorbit și o să lăsăm o parte din aceste specificații date de către noi, către voi, și pentru episodul de săptămâna viitoare. Este spus decât atât că aceste plăci de sunet sunt dedicate pentru anumit tip de căști. Căști care suportă 60 de ohm, 80 de ohm, 150 de ohm și, nu în ultimul rând, 300 de ohm. Da, 300 de ohm, deja se vede diferența fără dor și poate, dar acel 300 de ohm este dat, mi se pare, numai pe mufele de 6.3 și pe căștile semiprofesionale. Mi-a zis colegul Sola, zice, băi, te-ai intrat așa tare de tot și ai uitat să spui un singur lucru. Nu se merită să achiziționați
o placă de sunet high-end în cazul în care aveți un sistem de boxe medium spre low. Medium spre low, low înseamnă 500.000. Medium înseamnă undeva la 350 de RON, adică, pe cum se chemau alea de la zi? 1630. Așa. 36.000 de la creativ, da. Așa, de-astea, cum a zis el. Deci nu se merită să achiziționați o placă de sunet de 9-10 milioane, gen Sense, gen XTS, nu, chiar nu se merită. Nu se merită. Se merită să luați așa ceva dacă vreți o schimbare. Sau PPC Express fără alimentare. Găsiți. Se găsesc. Încă se mai găsesc. Asta în cazul în care vreți totuși o schimbare și vreți ca audio să fie ok, să vă delecteze în momentul în care v-ați așezat în fotoliu, să ascultați muzică, să vă uitați la un film, să simțiți diferența. Numai așa se merită. În cazul în care aveți un sistem high-end, atunci, fără dor și poate, merită achiziționarea unei plăci audio high-end. Cum ziceam mai devreme, XTS, Sensus și așa mai departe. Chiar se merită. Nu am să dau mai multe explicații. Era vorba pur și simplu dacă se merită să faci trecerea de la placa de sunet de pe placa de bază la placa de sunet separată. Se merită cu siguranță. V-am dat și câteva exemple, v-am spus de ce anume se merită. Episodul de săptămâna viitoare v-am și spus o să fie un pic mai detaliat, cu mai multe detalii tehnice pentru cei care dețin acasă diverse plăci de sunet sau diverse sisteme audio și nu știau că au așa ceva. Căști. Și căști un pic mai ieșite din comun. Și gamerii știu despre ce vorbim noi aici. Asta a fost ghidul nostru pentru voi în ceea ce privește plăcile de sunet. Acum urmează un minunat unboxing. Acest episod a fost sponsorizat de PC Garage, specialistul tău în IT.